Avertismentele serioase legate de starea economiei în România și în regiune vin pe bandă rulantă. O analiză Bloomberg arată că cifrele macroeconomice indică un derapaj al Europei de Est spre recesiune, iar Germania, un mare partener economic al României, are deja economia în stagnare. Pus în fața avertismentelor, ministrul finanțelor Adrian Căciu admite că există riscuri de gen recesionist. Dezbatem acest subiect cu Valentin Ionescu, consultant economic. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte frumos pentru intervenție. Bună dimineața tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Termenul de recesiune ne dă fiori, dar ce înseamnă expresia ministrului finanțelor că există riscuri de gen recesionist și cât de aproape suntem de o recesiune? Există riscuri, vă spun de ce, și nu neapărat o certitudine că intrăm în recesiune. Adică sunt semnale că economia românească încetinește, chiar dacă deocamdată se află într-o zonă pozitivă, și trebuie să explicăm de ce anume încetinește. În primul rând, pentru că rata inflației este destul de mare. Pe de altă parte, exportul este negativ, deși exporturile în România se mențin la un anumit nivel și, slavă Domnului, industria are de lucru pentru că primește comenzi din Germania, principalul nostru partener comercial, și industria germană, chiar dacă dă semnale de oboseală, a avut exporturi pe plus în acest an, comparativ cu anul trecut, și chiar substanțiale, adică cu vreo 14% peste cifra de anul trecut, în condițiile în care comerțul cu Rusia a scăzut cu 34%. Deci noi, când analizăm dacă economia românească va intra în recesiune sau nu, trebuie să luăm în considerare mai multe aspecte. Deci, în primul rând, cererea internă a fost stimulată inclusiv de către guvern, deși acest lucru prezintă niște riscuri în ceea ce privește menținerea inflației la un nivel ridicat. Al doilea aspect este legat de exportul. Exportul net e adevărat că este negativ. Dar totuși, industria, cum precizam mai devreme, în continuare are comenzi. Singurul risc în momentul de față, în ramurile economice, este agricultura, cărei contribuții s-ar putea să fie negativă în acest an, datorită unor condiții meteo pe care le cunoaște. Deci, pe ansamblu, economia, eu cred că încetinește, nu va mai înregistra niște valori mari, deci trebuie prognoza să fie revizuită, pentru că până acum mi se pare că a fost cam optimistă. Pe de altă parte, dacă Banca Centrală menține la un nivel ridicat sau chiar mărește rata de referință a dobânzii, atunci sigur va scădea inflația, dar asta va avea o influență negativă și în finanțarea economiei. Și atunci automat intrăm ușor-ușor către zero sau chiar pe minus. Și din această cauză probabil că și Bloomberg se pronunță cu privire la intrarea în recesiune, unde este mai evident în zona euro, dar și autoritățile române iau în considerare acest scenariu în acest moment. Da, pe înțelesul tuturor, ce ar însemna recesiunea pentru România în acest moment? Deci este posibil să scadă prețurile. O să spuneți, bun, asta este un lucru pozitiv. Pe de altă parte, în criză, în general, nu se mai fac angajări, ca să mă exprim mai simplu. Cu alte cuvinte, rata șomajului ar putea să se mențină la o cotă ridicată sau chiar ar putea să crească. Pe de altă parte, investițiile în sectorul privat vor fi mai reduse, dat fiind faptul că creditele se scumpesc, urmare a majorării ratelor dobânzii. Prin urmare, guvernul va fi forțat să facă, să spunem, cheltuieli mai mari, mai cu seamă în zona investițiilor, unde deocamdată nu s-a văzut, și să pondereze cheltuielile publice mai cu seamă în zona asistenței sociale, deși în criză toți ne așteptăm ca în asistență socială să se pompeze mai mulți bani. Ce se poate face acum la nivelul, de la nivel central? Se face ceva greșit? Se mai poate face ceva astfel încât să evităm recesiunea? Care sunt pașii pe care trebuie să urmeze acum? Deci, din punctul meu de vedere, trebuie dat un stimul mai puternic în ceea ce privește investițiile de capital. Asta este, să spunem, o formă de salvare și s-a văzut nu numai în România, ci și în Polonia în 2008, când efectele recesiunii atunci au fost mult mai mari la nivel global. Polonia fiind singura țară, să spunem, din Uniunea Europeană care n-a intrat atunci în recesiune, urmare acestei politici. Asta înseamnă că noi trebuie să fim ceva mai bine organizați la nivelul administrației publice centrale, să avem capacitatea de a absorbi acele fonduri pe care Uniunea
europeană ni le-a pus la dispoziție. Asta ar fi una dintre căi. Da? Bun. Da. Și aici orientarea trebuie să fie legată numai de investiții în infrastructură, ci și de utilizarea optimă a banilor Uniunii Europene pentru a da un stimul de dezvoltare sectorului privat, unde în România, din păcate, nu prea se pune accent. Deci contează foarte mult cum se alocă banii în economie, în așa fel încât să evităm o recesiune. De asemenea, trebuie luate niște măsuri structurale în piața muncii. În piața muncii nu s-a umblat deloc de cel puțin 10-15 ani și aici mă refer la un programe naționale care să combine asistența socială cu instruirea persoanelor care se află în șomaj în raport cu cerința angajatorilor. Adică nu pur și simplu faci niște programe și cheltui banii aiurea pe programe care după aceea nu au legătură cu cerințele celor care angajează forța de muncă. Deci trebuie, da, cu alte cuvinte, să existe un cap limpede și o mai bună organizare, în așa fel încât banii să fie cheltuiți mai bine, mă refer la banii Uniunii Europene, nu doar din bugetul de stat, și atunci să spunem că vom avea o aterizare lină, în sensul că ne îndreptăm spre zero, dar fără șocuri puternice, sau chiar putem să evităm o recesiune puternică.